La circa două săptămâni după declanșarea efectivă a recesământului general agricol 2020, edilul Radu Curcă face apel la cetățenii din orașul Hârlău și din satul Pârcovaci să-i primească pe recenzori și să le ofere informațiile necesare cu privire la terenurile și animalele deținute de gospodari. În perioada 10 mai 2021-31 iulie 2021 se desfășoară recensământul general agricol, care presupune inventariarea terenurilor și a animalelor deținute de populație. Aceste date colectate sunt confidențiale și vor fi utilizate de Institutul Național de Statistică pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare în sectorul agricol. Rog cetățenii să nu se sperie, deci nu este un control sau cum să-i spun, o verificare, pur și simplu datele vor fi utilizate pentru această strategie. Rog cetățenii să permită recenzorilor să intre în proprietate și să le dea datele pe care le cer aceștia. De precizat este și faptul că la nivelul localității sunt prezente două echipe de câte 5 recenzori care vor merge în orașul Hârlău și în satul Pârcovaci pentru colectarea datelor. Reamintim că recesământul agricol a început pe 10 mai, iar colectarea datelor va continua până pe 31 iulie.